Fericit este omul care își va umple casa de copii. Nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Psalmul 126, versetul 5. Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici, Domnule Ministru, Domnule Prefect, Domnule Președinte al Consiliului Județean, Domnule Primar și iubiți frați și surori. Cuvântul meu de învățătură în această frumoasă sărbătoare a nașterii Maicii Domnului se intitulează așa: Biruință prin demografie și educație. Cu mulți ani în urmă, în 1992, eram episcop tânăr și mitropolitul Nectarie din Calimnos, una dintre insulele grecești din Marea Ege, m-a invitat la dânsul și m-am dus cu drag. Avea biserici frumoase și slujbele le făcea frumos. Dar avea și o mare tristețe. Mai toată populația insulei era îmbătrânită. Și mi-a zis, preasfințite, cei tineri au plecat în Statele Unite, în Anglia și în alte părți, și aici, în insulă, au rămas numai bătrâni. Cât un copilaș, rar, mai vezi, aici și acolo. Și peste ani, nu că am ajuns și noi chiar în situația aceea, dar lucrul acesta îl vedem și la noi. Foarte mulți tineri pleacă la muncă în străinătate și populația țării îmbătrânește. Și atunci vă închipuiți de ce mi-am intitulat cuvântul de învățătură, biruință prin demografie și educație. Vedeți? Poporul evreu a biruit prin aceste două virtuți. Prin demografie și prin educație. Întotdeauna evreii au avut copii mulți. Au fost în robie, în Egipt, mai apoi în Babilon. Dar oriunde au fost, au avut grijă să întemeieze familii puternice și să aibă copii. De aceea, psalmistul David, așa cum îl auziți în psalmul 126, zice, fericit cel ce va umple casa de copii, nu se va rușina atunci când va vorbi cu vecinii săi în poartă. Era mare cinste ca să nască copii și realizau că acesta-i darul lui Dumnezeu venit în casa omului. Iar cei ce n-aveau copii sufereau grozav. Așa s-a întâmplat cu bătrânii Ioachim și Ana. Oameni credincioși, oameni rugători, oameni cuvioși, dar aveau suferința imensă că nu le-a dat Dumnezeu copii. Și iată că pe 8 septembrie Dumnezeu le face această mare, mare bucurie. Cei doi bătrâni evlavioși o aduc pe lume pe născătoarea de Dumnezeu, pe Preasfânta Fecioară Maria. De aceea troparul sărbătorii de astăzi este așa de cuprinzător. Nașterea ta de Dumnezeu, Născătoare Fecioară,
bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. A fost bucurie în casa lui Ioachim și Ana, dar este bucurie pentru noi toți credincioșii, pentru că au născut-o pe cea care avea să fie Maica Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea e mare sărbătoarea de astăzi, când prăznuim nașterea Maicii Domnului. Și am zis că poporul evreu a biruit prin demografie și educație. Altfel ar fi pierit, mai ales cu multele necazuri care au venit peste ei, dar au biruit prin aceste două virtuți. Acum voi spune că în istorie și poporul nostru a biruit prin demografie și educație. Când se punea problema Marii Uniri, înainte de 1 decembrie 1918, era în vogă, pe bună dreptate, ideea autodeterminării popoarelor. Ce argument puternic am avut noi transilvănenii? Eram cei mai numeroși, cei mai viguroși și cei mai mulți în Transilvania. Și atunci, oamenii care au gândit limpede au zis, au toată dreptatea să se unească cu țara, pentru că ei sunt cei mulți. Ei sunt cei care stau la temelia acestei provincii, la temelia Transilvaniei. Și-am biruit prin demografie atunci. Dar și prin educație, pentru că din sânul poporului nostru s-au ridicat oameni înțelepți care au intuit importanța momentului, importanța clipei și i-au cultivat pe ceilalți. Eu vreau să zic că și astăzi, dacă ne trezim la realitate, vom birui tot prin aceste două virtuți. Prin demografie și prin educație. Pentru că evreii au biruit și n-au pierit nu numai prin demografie, dar ci și prin educație. Educația religioasă li se face copiilor de mici, așa cum se face și la noi, în casele de creștini normale. Prin demografie și prin educație au biruit ei și zic eu că biruim și noi, dacă suntem atenți la ceea ce se întâmplă în lume. Acum, chiar dacă supăr urechile unora, eu repet mereu și va deveni o sintagmă pe care ar putea lua în derâdere o seamă de oameni. Eu repet mereu, ca să biruim și să nu ne prăbușim din punct de vedere demografic, fiecare familie tânără de români ar trebui să aibă 3 copii. Unul pentru tata, unul pentru mama și celălalt pentru țară și pentru biserică. Dar nu numai să-i aibă, ci să-i și educe. Am zis că a fost mare bucuria când s-a născut Maica Domnului. Dar cum a fost crescută Maica Domnului? Și la asta să ne uităm. Ioachim și Ana, oameni credincioși, au trecut repede la Domnul, însă ea a fost dusă la templu din Ierusalim și pregătită pentru momentul unic din istoria Universului, întruparea lui Hristos. Acolo, la templu din Ierusalim, s-a pregătit prin rugăciune, prin meditație, ca să facă această lucrare serioasă. Ei, am zis că nu-i suficient. E necesar să aibă creștinii noștri copii mai mulți, dar nu-i suficient. Ei trebuie și educați. E mare lucru educația. Și ați auzit din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi, că la un moment dat
Domnul Iisus Hristos propovăduia Evanghelia și o femeie din popor entuziasmată a strigat: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Și ce adăuga Domnul Hristos? Așa este. Dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Cei ce sunt educați să păzească cuvântul lui Dumnezeu. Cei ce sunt educați să aibă o viață religioasă, o viață creștinească normală. Aceștia sunt fericiți. Cu mulți ani în urmă, unul dintre pedagogii cei mai vestiți ai Europei, Jan Amos Comenius, a scris o carte intitulată Magna Didactica, adică didactica cea mare, pentru că era conștient că este foarte important să primim binecuvântarea lui Dumnezeu și să naștem copii, dar e tot atât de important, dacă nu mai important, să-i educăm. Și în cartea respectivă spune multe lucruri frumoase. Dar printre altele este foarte acid la adresa care nu-și educă copiii. Nu-i învață să se roage, nu-i învață să meargă la biserică, nu-i învață să fie cu minți. Și zice Jan Amos Comenius așa: ce este copilul bogat, needucat? Un purceluș îngrășat cu tărâțe. Și ce este copilul sărac, needucat? Un măgăruș condamnat să poarte poveri. Și ce este cel bogat, needucat, copilul bogatului needucat? Un păun împodobit cu pene. Educația e mare lucru. Binecuvântarea cerului, așa este concepută de Sfânta Scriptură, ca un dar al lui Dumnezeu atunci când oamenii o primesc și nasc copii. Dar trebuie ca pe copii să îi și educe, să-i crească frumos, să-i crească așa cum ne învață Sfânta Scriptură, cum ne învață Sfânta Maică Biserică. Acum știți, intuiți, dar repet, pentru că este esențial, trei instituții sunt chemate să îi educe pe copii. Întâi de toate părinții, apoi biserica și apoi școala. Și dacă aceste trei instituții și-ar face datoria, tinerii noștri ar fi mult mai cuminți, mai educați, mai civilizați. Și aș putea repeta o sumedenie de virtuți pe care le-am observat cu mult drag. Din nefericire, nu toți părinții își învață copiii să se roage. Și nu toți părinții își duc duminica copiii la biserică pentru că nu merg nici ei. Poate merg bunicii, dar părinții nu mai merg. Ori copilul mai repede cu tata și cu mama. Deci întâi de toate familia, apoi biserica. Și noi, slujitorii bisericii, avem vina noastră. Nu facem suficiente activități educative pentru copii, să-i atragem, să le placă să vină la biserică. Pentru că dacă stau inert în biserică, să plictisesc, să știe ce se întâmplă acolo la biserică. Să-i integrăm în activitățile bisericii, să avem proiecte pentru ei, pentru copii. Nu peste tot. Sigur că sunt multe sate unde nu mai sunt copii. Dar sunt localități destule unde sunt copii și unde se poate face muncă educativă de către preotul paroh. Și onoare excepțiilor pozitive pe care le vedem și unde copiii efectiv sunt învățați să aibă preocupări religioase frumoase. Și apoi școala, ce să mai zicem?
școala are mare, mare importanță pentru viitorul țării noastre, pentru viitorul lumii noastre. Oamenii lipsiți de înțelepciune, anii trecuți, doreau să scoată din școală tocmai materia pe care noi o socotim cea mai importantă, religia. Ei n-au scos-o, pentru că totuși părinții au fost inteligenți, părinții copiilor noștri au fost inteligenți atunci când au fost întrebați, 90 atâta la sută au zis că vor să învețe copilașilor religie. Chiar și cei care nu merg toată duminica la biserică dintre părinți au zis, dar vrem să învețe copilașii noștri religie. Așa că, rezumatul cuvântului meu de învățătură de astăzi este cel pe care vi l-am spus la început. După ce l-am ascultat pe împăratul David în psalmul 126 zicându-ne că e fericit omul care își umple casa de copii, după aceea am și argumentat cum în istorie evreii au biruit prin demografie și educație, că a fost mare bucuria bătrânilor Ioachim și Ana când Dumnezeu în sfârșit le-a dat-o pe prunca pe care o așteptau, pe preasfânta născătoare de Dumnezeu. Și zic eu, mare este și bucuria noastră pentru că prin Maica Domnului s-a coborât pe pământ Domnul Iisus Hristos. Pe bună dreptate, credincioșii noștri cântă așa de frumos, scară dacă nu era, Domnul nu se pogora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori, tu ești raiul prea frumos care-i tras pe Domnul jos. Așadar, creștini fiind, trebuie să fim optimiști și lucrurile care nu merg să le îndreptăm și să biruim prin educație și prin demografie. Amin.